Bună ziua, domnule primar, bună ziua, domnilor consilieri. Suntem prezenți 8 din 13. Motivații lipsesc 1 și restul nemotivați. Declar ședința deschisă. Suntem majoritate. Dispoziția domnului primar privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe data de 20 august, ora 14. Analizând temeiurile juridice, respectiv articolele 134 și 135 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de referatul numărul 4680 din 11 august 2020, întocmit de către secretarul comunei prin care propune domnului primar convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna august, în data de 20 august 2020, ora 14, primarul comunei Chimeș-Făget emite următoarea dispoziție. Articolul 1. Se convoacă în ședință publică ordinară în Consiliul Local al comunei Chimeș-Făget, județul Bacău, pentru data de 20 august 2020, ora 14, ședință ce va avea loc la sediul Consiliului Local situat în sat Făget, comuna Chimeș-Făget. Articolul 2. Materiale înscrise pe proiectul ordine de zi se vor transmite consilierilor locale ai comunei Chimeș-Făget în format electronic. Articolul 3. Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâre sunt cele menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. Articolul 4. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019. Articolul 5. Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554 pe 2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Articolul 6. Prezenta dispoziție se comunică instituției prefectului județul Bacău și va fi dusă la îndemnire conform prevederilor legale de secretarul comunei. Ordinea de zi conține 6 puncte, dintre care un punct nefiind materiale, comisia nu a dat aviz, se retrage de pe ordinea de zi. Dau citire celorlalte puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare din data de 20 august 2020, inițiatorul proiectului primarul comunei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15 iulie 2020 și a ședinței extraordinare din data de 3 august 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 per 2957 din 6 mai 2015 și actul adițional numărul 4 la contractul 180 pe 2957 per 6 a 5 a 2015, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind înființarea unei funcții publice de execuție prin transformarea unei funcții contractuale vacante din statul de funcții al aparatului de specialitate a primarului comunei Chimeș-Făget. Și diverse prezentare activității Consiliului Local în mandatul 2016-2020. Supun la vot ordinea de zi cu retragerea acelui punct cu și includerea proiectului privind aprobarea modului de ținere, de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe raza comunei Chimeș-Făget, județul Bacău. Cine este pentru ordinea de zi? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 15.07.2020 și a ședinței extraordinare din data de 3 august 2020. Dacă ați studiat procesul verbal din ședințele anterioare, cine este pentru? Nu am fost. Cum n-ai fost, oameni?
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație și AE plus IP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone per an asumată de delegatar la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Analizând temeiurile juridice, respectiv Ordonanța de Urgență 74/2018 privind modificarea și completarea legii numărul 211/2011 privind regimul deșeurilor, legii numărul 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul pentru mediu, articolul 16 din ordin 109/2007, norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, articolul 25 din legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, luând act de adresa ADIS Bacău numărul 83844 din 27.11.2019, adresa Romprest numărul 1950 din 27.11.2019, adresa ADIS Bacău numărul 367 din 3.2.2020, adresa Romprest numărul 889 din 21.02.2020, adresa ADIS Bacău numărul 2019 din 25.06.2020, adresa Romprez numărul 2885 din 0107-2020, înregistrată la sediu ADIS Bacău, cu numărul 2058 din 0107-2020, prin care SC, compania Romprez Service SA, transmite spre analiză și aprobare modificarea tarifelor pentru activitatea de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale, amestecate, reciclabile de la populație și agenți economici, luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone per an asumată de delegatar. Referatul de aprobare numărul 4690 din 11 august 2020 a primarului comunei Timișoara. În temeiul prevederilor articolului 139 aliniatul 1, coroborat cu articolul 196 aliniatul 1 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Timișoara adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă diminuarea și aplicarea de către SC compania Romprest Service SA a următoarelor tarife de la data semnării actului adițional numărul 4 la contractul numărul 180/2957 din 6-5-2015 conform fișelor de fundamentare din anexa numărul 1, care face parte din prezenta hotărâre. 1414,47 lei per tonă pentru deșeurile reciclabile din mediul urban și rural, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone per an asumată de delegatar prin adresa numărul 2019 din 25 iunie 2020. Tarifele menționate mai sus nu conțin TVA. Articolul 2. Se aprobă actul adițional numărul 4 la contractul 1078/1087 din 16.04.2018, conform anexei numărul 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se acordă mandat președintelui asociației Sorin Brașoveanu să semneze în numele și pe seama asociațiilor actul adițional numărul 4, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește domnul Hăineală Valentin Vasile, având calitatea de reprezentant al Comunei Timișoara în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și articolul 2 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației.
Articolul 4, prezenta hotărâre, se va comunica persoanei nominalizate la articolul 3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Sambrizare Bacău, instituției prefectului județului Bacău și va fi dusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem adresele. Da, deci să știm, doar că e vorba de diminuarea prețului, nu, da, nu de mărirea prețului. Aici aș avea și eu o întrebare, dacă este cineva fața că poate să răspundă. Dacă ați făcut, domnul primar, o simulare sau o socoteală, cu cât se diminuează pe persoană? Că acum vorbim că de la 1000, la 1000 de tone la muscular, cât de la 1400, de la 2400 la 1400. Ce înseamnă treaba asta pentru populație? Ce poate să înțeleagă populația din treaba asta? Uitați, până acum a fost 89, nu știu câți bani per persoană și de acum acolo cât o să fie per persoană? Da, noi acum, de exemplu, e clar că ați văzut, ne spune clar, e vorba de 1000 de tone, care, deci, e vorba și de un angajament care îl face la contractul ăsta. Deci e vorba de 1000 de tone pe an, care trebuie într-un fel sau altul dați. Noi acum am mai avut o solicitare către ei pentru suplimentarea, pentru zonele alea care erau fără acces, adică fără acces. Da, atunci când au fost fără acces. Ni s-au aprobat 120 de tomberoane încă, deci pubele. Acum când ni s-au aprobat, va trebui să refacem calculul ca să vedem un pic la ce calcul. Și noi sperăm ca să iese mai mic prețul la urmă și la urmă. Și voi veni cu o hotărâre pe ordinea de zi și pentru să luăm o decizie și pentru persoanele care știm clar că sunt fără acces, adică chiar în imposibilitatea de a ajunge... Nu se prestează serviciu. Da. Și atunci se va putea vedea care e calculul, adică care e costul pe persoană. Momentan încă n-am calculat. Pentru că abia acum a venit. Deci abia acum a venit. Deci tariful a fost de 2654, da. 82, iar diminuarea este 1414. Deci am înțeles, dar până acum câte tone am predat în fiecare an la... Păi, pe lunar, nu, săptămânal, depășim 20 de tone. Săptămânal. Da. Asta înseamnă într-o lună 80... Ceva de genul, acum... 80 de tone. Mai mult, mai puțin. Și la diminuarea prețului ăsta, care acum vorbim de hotărârea respectivă, ne încadrăm în tonaj. Eu zic că da. La 1000 de tone ne încadrăm pe an? Eu zic că ne încadrăm și dacă... Deci ei au la un moment dat, acum asta a fost pus un... Aici, în prezentul hotărâre, nu scrie că dacă depășim, de exemplu, aia 1000 de tone, dacă cu 10 tone sau cu 50 de tone, problemă, dacă... care o să fie prețul? Nu, tot același. Important e că să ajungi undeva cantitatea. Că ce se întâmplă? Ei nu vor să ajungă acolo de tu să te apuci să faci ceva cu gunoiul, să-l îndosești undeva și să nu mai regulezi. Asta e interesul, de asta se face o plafonare. Înțeles, dar după aia să nu ne trezim că acum votăm și iar renoim contractul ăsta și după aia, dacă, de exemplu, depășim 1000 de tone, plătim triplu sau dublu. Deci, sau... la depășire, nu, nici de gunoi. Ar trebui să ajungem la nu prevede acum nici proiectul de hotărâre și noi votăm la ce e. Diminuare. Să dea Dumnezeu să fie diminuare. Păi, important este una la mână, să putem gestiona suficient de bine pentru gunoaie, ca să nu... Că știți bine, pe raza comunei, chiar și punctele care le avem sunt destul de dificil de controlat. Am înțeles. No. Și să putem rezolva o parte cu aia care nu au avut acces mașinării și atunci să înțeleagă populația că o să fie diminuat, nu scumpi, deci nu? E vorba, că era vorba, deci era vorba de... în comună că cu proiectul ăsta cum ar fi că de asta am și zis. Da, păi după vorbe, eu zic că n-ar trebui să ne luăm artist să ne luăm. 2600 au fost și acum e 1400. Da. Înseamnă că e vorba de 100 de lei. Da. Am înțeles. Dacă mai sunt întrebări, referitoare la acest punct. Supun la vot. Cine este pentru? Nu.
Da, proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind înființarea unei funcții publice de execuție prin transformarea unei funcții contractuale vacante din statul de funcții al aparatului de specialitate a primarului Comunei Chimeș-Făget. Analizând temeiurile juridice respectiv articolele 369-385 aliniatul 3 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, HG numărul 611 pe 2008 privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 53 pe 2003 din Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 153 pe 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici numărul 1886 pe 2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea vizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, luând act de raportul de specialitate numărul 4241 din 16 iulie 2020 la proiectul de hotărâre, referatul de aprobare numărul 4240 din 16 iulie 2020 a primarului Comunei Chimeș-Făget, Consiliul Local al Comunei Chimeș-Făget adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Cu data prezentei se înființează funcția publică de execuție de consilier, clasa 1, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului tehnic-urbanism, prin transformarea postului contractual vacant de șofer din cadrul serviciului de deservire și gospodărire comunală. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 a civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554 pe 2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Chimeș-Făget, județul Bacău, va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Avem raportul de specialitate, prin care se susține acest proiect de hotărâre, ținând cont de faptul că în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Chimeș-Făget nu există o persoană cu studii de specialitate care să îndeplinească atribuții pe linie de urbanism și distanța dintre comună și Consiliul Județean Bacău, care eliberează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, este de 90 de kilometri, se impune înființarea unei funcții publice în cadrul compartimentului tehnic-urbanism care să răspundă de problemele cu specific. Având în vedere faptul că toate posturile sunt ocupate, iar un post de șofer s-a vacantat ca urmare a acordului părților, considerăm că este singura soluție pentru rezolvarea situației în care ne aflăm. Care este postul ăla de șofer care s-a vacantat? Virag Petrin, din Frica. De pe mașina școlii. Aviz de specialitate există. Dacă sunt întrebări... Și trebuie un om la urbanism. Da. Să știți că e foarte necesar și deci noi, din cauza că erau ocupate toate posturile, nu mai, deci nu aveam... În organigramă nu mai era. Și... Dacă e adevărat, am găsit un om. Da. Dar este cineva și nu știm noi? Va fi concurs. Domnul Antaluzez, bine, un om capabil, dar trebuie ca de eu așa să știu că dacă... Pentru a evita și distanța până la bancă. Și timpul. Și timpul. Că mai curs. Da, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe raza Comunei Chimeș-Făget, județul Bacău. Analizând temeiurile juridice, respectiv articolul 6, articolul 7 aliniatul din Ordonanța de Urgență numărul 28 pe 2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare,
Articolul 20 din legea cadru a descentralizării numărul 195/2006 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 7, aliniatul 2, codul civil. Legea numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, ținând cont de referatul de aprobare a primarului Comunei Ghimeș-Făget numărul 4768 din 17 august 2020, raportul de specialitate numărul 4676 din 18-8-2020, prin care se propune aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol pe raza Comunei Ghimeș-Făget, raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local. Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, în format electronic și pe suport de hârtie, prin întocmirea de dosare nominale pe gospodărie, societate, asociație agricolă, persoană juridică. Întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol în format electronic se organizează potrivit prevederilor articolului 6, aliniatul 1, din OG numărul 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin ordinul numărul 25/2020. Articolul 2. Se aprobă modelul invitației pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Trimestrial, în ședința Consiliului Local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol și prin hotărâre se stabilesc măsuri de eficientizare a acestei activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul Comunei Ghimeș-Făget pe linia completării Registrului Agricol. Articolul 4. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, răspund primarul Comunei Ghimeș-Făget, secretarul general al Comunei Ghimeș-Făget, compartimentul Registrul Agricol. Articolul 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare își încetează valabilitatea. Articolul 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință, în condițiile legii, și se comunică prin grija secretarului general al Comunei, primarului Comunei Ghimeș-Făget, instituției prefectului județul Bacău. Avem referatul de aprobare, prin care Registrul Agricol se întocmește în format electronic pe unități administrativ-teritoriale cu obligația de a se interconecta cu Registrul Agricol Național în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. Și raportul de specialitate și avizul Comisiei de Specialitate. Comisia a propus să fie făcută o declarație privind trecerea datelor din Registrul Agricol în format hârtie la trecerea în format electronic. Declarație pe propria răspundere. Proprietarul dă declarația. Dacă era și pentru modificări sau nu, sau pentru doar la cunoștință. Da, dacă avem întrebări la acest proiect de hotărâre. Deci lucrul ăsta, să lucreze numai în format electronic, înseamnă și mai rapid, da. Deci și mai ușor de făcut operație. Normal trebuie făcut acum din registrul care e trecut, că după ce se fac măsurătorile de teren, mai trebuie modificat. Da. În multe locuri nu o să fie așa. Da, supun vot cine este pentru. Da. Și punctul 6, diverse. Am discutat asta cu... Avem o adresă de la Consiliul
Nu. De la Consiliul de Administrație, de la Autor. Către Consiliul Local, o notificare, ați primit-o și pe mail, referitoare la întocmirea documentelor contabile pentru anii 2018 și 2019, din care mi se aduce la cunoștință că în perioada 17 iunie-23 iunie 2020, la solicitarea șefului de Ocol, au fost delegați doi membri din cadrul Consiliului de Administrație, doamna Potoroacă Mihaela și Jugaru Tornel, care au participat la predarea primirea documentelor contabile pentru anii 2018 și 2019, de la domnul Acatin Căioan, contabil până pe 26 iunie, către domnul Oltean Andrei Daniel, noul contabil, începând cu 27 iunie. În urma parcurgerii acestei etape, pe parcursul mai multor zile, am regăsit în cadrul legii publice locale dosare contabile incomplete pentru anii 2018 și 2019, exemplificate punctual conform procesului verbal final înregistrat la Regia Publică Locală, OSE Ghimeș-Făget, cu numărul 3358 din 23 iunie, atașat la prezentă. Totodată menționăm că nici la această dată nu avem încă o situație exactă, extrasă din contabilitate, a creanților. S-au primit doar fișe cu instrumente de plată scadentă, scrisă la mână, plus listate din programul SAGA, și nici inventarierea patrimoniului la 31 decembrie 2019 nu este finalizată. În consecință, acest lucru ne afectează îndeplinirea în totalitate a unora din atribuțiile existente în contractul de mandat. Vă rugăm a ne sprijini în soluționarea problemei prezentate mai sus, finalizarea documentelor contabile pe anii 2018 și 2019, căutarea și găsirea împreună a unei soluții pentru rezolvarea ei. Întocmirea acestei notificări a fost discutată și aprobată în unanimitate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 16 iulie 2020 și este dată conform articolul 14 și 16 din OUG 109 pe 2011 cu modificările și completările ulterioare. Pe fiecare lună există ceea ce lipsește în procesul de verbal de predare primire. Cred că s-a citit de toată lumea, dar normal cunoștință local aici nu poate să-l ajută. Dar să mi se solicită sprijinul. Vreau să vă spun că le-am adus la cunoștință, le-am făcut o adresă prin care le-am adus la cunoștință. Dacă e, doamna, poți să dea... Deci, urmare, da, să citesc sau... Da, da, citire. Urmare adresei dumneavoastră, numărul 182 din 21 iulie, referitoare la neclaritățile din contabilitatea RPL OSE Ghimeș-Făget era, Consiliul Local, în calitate de autoritate tutelară, prin reprezentant Hăineală Valentin Vasile, vă comunicăm următoarele. În cadrul Ocolului există postul de contabil care este ocupat. Domnul Acatin Căioan nu mai este salariat al regiei publice locale OSE Ghimeș-Făget și avea atribuții de remediere a problemelor din cadrul compartimentului a contabilitate. În anii 2018-2019 exista un Consiliu de Administrație cu atribuții de verificare a contabilității conform Ordonanței 109 pe 2011 și a contractului de mandat. Se vor lua măsuri de remediere până la data de 30 septembrie, astfel se vor sesiza organele abilitate în rezolvarea situației. Asta este adresa pe care am avut-o face. Am înțeles, dar dacă totuși ne cer sprijinul, nu avem, nu putem să ajutăm să, de exemplu, să dăm drumul să vină un audit sau să ia audit? Pe trei, adică nu, pe trei luni să caute niște contabili care să pună la punct, să facă din nou toate actele care nu sunt făcute. Păi și de unde recuperăm banii? Din exterior. Lipsel. Nu se poate. Din exterior degeaba vine dacă are actele. A fost contabil care a luat salariu, știți salariu, da? Lunar. Asta erau atribuțiile de serviciu. A stat până la sfârșitul lunii iunie. Dacă nu și-a îndeplinit până la sfârșitul iunie, deci singura soluție este să ne îndreptăm, să îi dăm termen și să ne îndreptăm împotriva lui pe alte căi. Deci am dat termen și da, sper să dubeți. Aveți foarte bine, aveți foarte mare dreptate că dăm termen și dacă nu face, ce facem? Îl dăm în judecată, nu? Da. Credeți că dacă dăm o judecată,
hârtile alea, așa, de contabilitate pe 2018 și 2019 o să se refacă la judecătorie? Nu, dar ne face, dar s-o am văzut. Eu zic că o să se apuce, pentru că până la urmă mai nici o parte le-a pus la punct și mai există una, o parte dintre ele. Acum, și dânsul a avut probleme de, sănătate, tot dânsul știe despre ce e vorba, degeaba ne apucăm să punem pe altul, că nici nu are și cum. Și dacă vine altul, va solicita relații tot de la fostul. Da. Deci cel mai bine e ca eu să și le rezolve. Am înțeles. Deci mai rezolv. Numai să poate să rezolve. Dacă vine altul, are nevoie de bani, nu? Și dacă se vrea să se fie. Dar neavând actele justificative, nu are cu ce să lucreze. Nu știu sigur, nu cred că au făcut curtea de cont. Nu l-au găsit aceste... Dar 2018-2019 nu au fost ani verificați la OSE Ghimeș. Adică e vorba de 2018-2019. Da. Da. Ce au constatat noul Consiliu de Administrație, știți? Da. Și mai avem o adresă. Consiliul local nu are cum să-l ajute. Nu are cum, adică nu. Doamna a cerut să dăm sprijin, dar cât mi-a cerut, trebuia să zic cu ce să sprijin. Cu vorba bună, că eu, de exemplu, degeaba am adus sau altcineva să încercăm să facem, să punem bun contabilitate. Dacă pentru contabilitate trebuie un specialist care se pricepe la contabilitate. Mai avem o adresă din partea Consiliului de Administrație, prin care ne sunt înaintate raporturile emise de Curtea de Conturi, la data de 30.07.2020. Vă înaintăm prin prezenta raporturile Curții de Conturi emise în data de 30.07.2020 cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile numărul 32 din 22.2015 și numărul 3 din 22.1.2018. Raporturile au fost înaintate către noi în data de 19 august 2020 de către conducerea regiei publice locale OSE Ghimeș Făgetiera și au numele de înregistrare 4375 și 4376. Au fost trimise pe mail și aceste raporturi privind ducerea la îndeplinire. Dacă ați studiat sau dăm citire, în mare parte măsurile care au fost lăsate au fost duse la îndeplinire în totalitate. Singurul lucru, să îl citiți, doamna președinte, lucrurile care nu au fost realizate. Toate au fost duse la îndeplinire. Acum, până în luna iulie inclusiv, ultima a fost dusă pe 16 iulie, prin care s-a numit. S-au delegat. Să înțelegem atunci, noul Consiliu de Administrație, cum a venit, ăla a dus la îndeplinire. Să spunem. Poate că a ajutat, dar și eu trebuia să... O ajutat, dar trebuia să fie documente prin care să... Te-au scris-se la îndeplinire și de vechiul Consiliu. Și sancțiuni are? Nu. Atâta timp cât au fost duse la îndeplinire... Dar au fost și dus la îndeplinire și deturnările de fond, nu? Au fost. S-au făcut facturi. S-au făcut compensări între regie și primărie. Dar fără hotărâre de Consiliu. Da. Eu nu știam că la deturnare de fonduri se poate face compensări și de ce nu știam treaba asta, dar cine? S-a mai modificat aici. Dar domnul auditor așa a constatat că măsurile au fost duse la îndeplinire totală. Nu, că e mult. Dar le avem pe mail, sunt primite. Avem o adresă prin care mi se solicită parteneriat. Subsemnatul Damian Mihai Val, identificat cu datele, în calitate de președinte al Asociației Oamenii Inspiră și fondator al conceptului înregistrat ca marcă Oamenii Inspiră, în parteneriat cu Fundația Culturală Remember NSU, doresc să vă solicit sprijinul pentru organizarea părții de logistică a concertului de muzică clasică Piazzolla 99 din cadrul turneului internațional Stradivarius 2020, care are loc pe data de 14 septembrie 2020 pe scena din Curtea Capelei Romano-Catolice Contumaț din Ghimeș-Făget. Concertul este susținut de celebrul violonist Alexandru Tomescu, interpret la vioară,
acompaniat de artistul argentinian Omar Masa la bandoneon. Spectacolul face parte dintr-o serie de 10 concerte pe teritoriul României. Turneul se întinde pe perioada 3 septembrie-20 septembrie, astfel. 3 septembrie Târgu Jiu, 5 septembrie Timișoara, 6 septembrie Oradea, 8 septembrie Cluj-Napoca, 9 septembrie Sebeș, Alba, 10 septembrie Sibiu, 13 septembrie Brașov, 14 septembrie Timișoara, Bacău, 17 septembrie București, Sfântul Iosif și 18 septembrie București, scena nouă. În 15 septembrie 2020, de la ora 10, maestru Alexandru Tomescu va susține o conferință interactivă și demonstrativă pentru tinerii violoniști de pe Valea Gimeșului, sub egida Oamenii Inspiră, tocmai pentru motivarea și încurajarea copiilor și a tinerilor să îmbrățișeze activitățile artistice până la nivelul performanței. În contextul prezentat, am rugămintea să ne sprijiniți cu o parte din cheltuiala logistică pentru a putea organiza un eveniment care să facă cinste localității Gimeș-Făget și să așezăm localitatea pe harta celor mai importante locuri de desfășurare a evenimentelor de cultură din România și din estul Europei. Cheltuielile curente, partea de logistică a evenimentului, sunt următoare. Amenajarea scenei din curtea Capelei Contomați, curățarea și revopsirea scenei, amenajarea cu scaune, cu materiale necesare zonei, prin măsurile impuse de legislație pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, 3.700 de lei. Cazarea și 4 mese a artiștilor, a echipei de sonorizare, de lumini, a reporterilor, jurnaliștilor și a partenerilor media, 24 de persoane, 7.200 de lei. Pregătirea unui bufet din selectarea unor produse locale autentice, după spectacol, 1.800 de lei. Atașat prezentei solicitări, puteți vedea prezentarea conceptului Oamenii Inspiră, precum și prezentarea turneului internațional Stradivarius de pe teritoriul României. Dau citire conceptului? Nu. Deci, în total, ar fi vorba despre 11.000... 12.700. Cine este asta? Cine aduce? Este fiul domnului Par, Peter, Damian Mihai Par. Dar e vorba despre un concert și gândiți-vă că, după cum a dat citire, în toată țara, în ce puncte sunt și gândiți-vă că apare și Gimeșul. Asta e curioasă. Eu zic că... Timișoara. Deci... Eu zic că ar trebui să susțină... Eu zic că e o chestie frumoasă. Problema la care a stat de vorbă cu doamna contabilă, vorbea și de-a urmărit că bani doar. Păi eu sunt de acord cu concertul, dar dacă nu avem bani, nu știu de unde aprobăm. Deci pentru susținerea cultelor s-au aprobat în buget? Nu, la cultură nu am pus la o parte când avem ceva bani, asta am vrut să zic, avem ceva bani la cultură, important e dacă sunteți de acord, chiar dacă nu cu toată suma, dar bineînțeles, să pentru că... Sincer să vă spun, uite că e vorba despre niște lucruri care și-o-s vorba despre personalități care vin să vadă și zona noastră și să o punem în valoare. Să se descopere colțul ăsta de Gimeș într-un fel sau altul, că are și locuri, lucruri frumoase și nu numai lucruri care s-au aruncate, poate s-au murdărite cu tot felul de lucruri negative. Aici aș avea încă o întrebare. Aici nu a fost specificat dacă este o să fie cu intrare liberă sau nu. Ideea e că, nu știu, de asta au zis, să vedem un pic cum o să se încadreze cu boala asta, cu pandemia. Și nu cred că va fi cu intrare liberă. Și de asta au zis că la un moment dat să punem un panou sau ceva, deci să se poată și vedea. Că va fi pe urmă, va fi online, deci găsim soluții. Deci, trebuie să ne adaptăm, că n-avem ce face. Păi este cu intrare liberă sau? Nu este, nu cu intrare liberă. Vă dați seama că așa ar depăși efectivul de persoane care... Da, 50%. Un violonist ca domnul, dacă vine cu vioară, Stradivarius, cred că o să vină și nu numai de la Comănești, o să vină și de la Bacău și de la Mercuria Ciuc, că în fiecare an așa ceva nu prea se organizează.
Deci o să facem tot posibilul, că dacă o să fiți de acord, atunci o să ne mai auzim și o să ne consultăm referitor la... Eu sunt pentru deci, de mine când ne permită cu care... Să ne dăm un acord în principiu, că asta presupune un proiect de hotărâre, rectificare de buget în cazul în care nu există suma prinsă pe cultură. Și dacă este prinsă pe cultură, atunci nu mai avem nevoie de... Da, deci dacă, da. Și dacă este suma, să nu are rost, e vorba de sumă și dacă... Da, vreți să întrebați pe doamna contabil și poate să zică dacă avem sau nu avem... Dacă se poate toată suma sau cât se poate... Deci, eu aș zice așa, deci, dacă găsim suma, să fie un acord de principiu, dacă nu și așa va trebui să facem o rectificare de buget, ca să poată și găsa asta... Despre ce sumă vorbim acum? Asta e important să solicităm 11.700, dar acum, momentan, putem să hotărâm ce sumă putem să dăm. Dăm totalul sau mai cât ne permit mai puțin? Că asta putem să hotărâm acum? Da. Eu dacă e, v-am spus. Da, am înțeles. Păi, propuneți. Acum vine. A, vine ziua. Să vedem cum stăm cu bani, că prima dată trebuie să vedem care... Nu avem bani de aruncat, dar încercăm. Bineînțeles, dar totuși este un concert care nu prea se ține oriunde în țară. Și trebuie să recunoaștem că la un dat nu se ridică, sunt multe altele care, nu știu, zilele comunelor sau se ridică la mai mare post. Și participarea câtor persoane? Poftim? E valabilă. Câte persoane pot participa? Păi asta normal, acum undeva 50. Și cine măcar participă și cine nu? 500. Măcar pe noi, dacă ne primim. 500? Da. 500. Da, bine, dacă este distanța. Dacă este distanța. Deci, distanța. Dacă este lung, da. Dacă este lung, da. Iată-ți mască. Am mască, doar. Cât aveți, câți bani aveți prins la cultură? Cultură. Vorbim acum de concertul ăla care se organizează aici în Dimeș Făget și a trebuit să-și prinsă. Sprijinim cu niște bani. Ce am discutat, doamnă, la ședință de... Da, la cultură n-am bani prins prea mulți. Dar cât ai... De la, l-am prins la ce am vreo... 5, 6, 7, 10 mii, cât am? Nu, vreo 12 mii, cred. Deci aveți prins, avem prins 12 mii. Și 5 mii și pentru ce? Mai sunt și cheltuieli până la sfârșitul anului, exact, mai este până la sfârșitul. Ce se împrinde, doamna? Pentru cheltuieli, știu ce sunt. Materiale. Și materialii, pe aia am la 20, 30. Alte cheltuieli. Ah. Și acolo e în total, până la sfârșitul anului. Da. A, până la sfârșitul anului. Mai rectificăm și o să fim... Domnule, da, eu aș propune... Ce facem acolo, sponsorizare? Și se vede ce din calculul impozitului de... N-are bani de țâncă. Păi da, dar impozitul pe profit trebuie să plătească. Și se duce la stat. Duce bani, nu avem, dar așa nu se pute de așa. 11.700 de euro, dar eu propun... Eu aș zice ca să... 12.000. 12.700. Undeva un 7.000 dacă putem să facem sponsorizare și restul să mai strângă, că ei sunt organizatorii la urma urmei, dacă ne permită bugetul. Ai găsit asta niște sponsori. Da, și consilier local, câte pe 1.000 de lei, două luni de cotizație, dați acolo. Stăm pe primul scaun. Atunci avem și un sponsor, da, și da, am înțeles. Deci, în principiu, să rămână... Sunteți de acord? Dar singur eu am propus o sumă de 7.000 lei, dar restul nimeni nu vrea să zică zic să fie 10.000. Nu ne trebuie, dar acum putem să vorbim. Ne trebuie sau nu ne trebuie? Eu zic să fie 10.000. Cererea care ne-am făcut, eu am niște cheltuieli. Da, am cheltuieli, da. Am cheltuieli. Așa, și noi să plătim, de exemplu, ceva. Eu așa am cheltuieli. Eu am cheltuieli. Eu am cheltuieli. Eu am cheltuieli. Eu am cheltuieli. 7.200 de lei, cazarea și masa, 7.200
200. Noi nu putem asta să o scoatem. Nu putem asigura asta. Ce mai este, doamna consilieră? Ce amenajare 3700? Amenajarea scenei cu revopsire, curățare 3700. Aia se face. Și amenajarea unui... Aici cine își prezintă produsele și bufetul poate să-și suporte cheltuielile. Să doneze și el. La locale, produsele locale. E mai rozică părerea ce vreau să fie jumătate de sumă. Părerea după propun să fie jumătate de sumă și vedem. Nu, da. Produse locale, să nu produse autentice. Am înțeles. Am înțeles. Pe ce ne face o factură în sumă de cât putem plăti noi, din 7.000 de lei, 8.000 de lei, 10.000 de lei? Lăsăm la jumătate de asta și propunem jumătate și să vedem dacă se poate acoperi. Și atunci putem plăti o factură din cheltuielile astea. De exemplu, te-aș putea... 6.500. No, 6.500, da. Dar atunci să fie de acord toți. Păi supun la urmă să fie de acord. Da, e bine. Deci cu 6.500 sunt de acord și eu. Cine? Da. Da, așa, da, avem o abținere. Da. Bună. 7.000? 6.500. Venim și noi. Venim și noi. Dar nu ai bani, nu ești în buget, nu ai nevoie de hotărâre de consiliu, nu? Nu. Eu vă plătesc că fac parte de consiliu. Venim și noi, domnule. Declar ședința închisă. Mulțumesc pentru prezență.